acuzații grave la adresa unui învățător dintr-o școală primară din satul Ieșan Dancu. Părintele unei fetițe de 9 ani spune că dascălul a făcut șmotru cu cea mică mai ceva ca în armată. Asta pentru că fetiței i s-a făcut rău la ore. Ea s-a născut cu o malformație la inimă și se mai face rău din când în când. Așa i s-a întâmplat și ieri și a vărsat în sala de clasă. Atunci, spune părintele, în loc să meargă la cabinetul medical sau să îi sune vreo rudă, învățătorul i-a aruncat un burete și a pus-o pe fetiță să curețe parchetul. Plângea copil și a spus, uite ce mi-a făcut. Eu aruncat buretele după ce au vomat, eu aruncat buretele jos, să șteargă, să ducă la baie să-l spiele, să vină înapoi, să curețe bine. Ea pe hol, putea să cadă jos și să moară prin baie. Eu nu înțeleg ce minte are omul ăsta. A sunat să vă anunțe că se simte rău? Doamne ferește! Nu, întâi trebuia să spele, să-și rezolve problema. Dar păi, nu aveți femei de servici sau cineva care se ocupă? Femeile au altceva de făcut. Tratamentul face la psiholog, la spital, acolo unii caz. Aici ai venit să fac educație, da? Și educația înseamnă să-și cureți voma după jos? Nu, dar dumneavoastră cum ați proceda? Cu Matalin, nu am ce vorbi cu Matalin, nu ești un om care să poți vorbi, aia e la Matalin. Da? Pui un copil să facă șmotul de două ori, că au mai rămas două pietri, nu așa o spui copil? Îi trebuia știați, parchetul e pus de două săptămâni. Împreună